Salutare și bine ne-am găsit la Arta de a fi barman. Eu sunt gazda voastră, Mihai Fetcu, și astăzi vom vorbi despre luna martie. După cum bine știți, în luna martie, așa cum am spus și în episoadele trecute, s-au petrecut și se petrec încă lucruri interesante din lumea barului, așa că acesta este unul din motivele pentru care nu am postat încă un episod. S-au întâmplat foarte multe într-un timp foarte scurt și a fost nevoie să mă ocup de fiecare lucru în parte. Dar acum că am terminat ce a fost mai greu, mă pot liniști și o să vă povestesc cu lux de amănunt tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Pe data de 7 martie a avut loc la București, la barul Interbelic, a avut loc seminarul de bar management susținut de Alex Timșa și vreau să spun că a fost genul acela de seminar care a stârnit foarte, foarte multe controverse, atât prin rândul barmanilor, cât și prin rândul managerilor sau patronilor ce au fost prezenți acolo. Unul din motivele ce au stârnit aceste controverse a fost faptul că Alex a fost foarte, foarte sincer. Poate pentru unii a fost extrem de sincer sau foarte crud, dar așa cum a spus și el, aceasta este realitatea în care trăim, suntem în 2017 și poate ar fi bine să nu ne mai mințim unii pe alții și să acceptăm realitatea așa cum este, pentru că știți bine cu toții, este o vorbă care îmi place foarte, foarte mult, se numește la sfârșitul zilei, realitatea câștigă și cam acesta este mesajul pe care eu l-am captat de la Alex Timșa. Cred că este timpul să ne uităm mai mult în curtea noastră și mai puțin în curtea vecinului dacă vrem să avem vreun rezultat. Sigur, au fost și multe lucruri care nu s-au potrivit cu concepția noastră. Multe dintre ele se datorează faptului că legislația din România este ușor sau chiar puțin mai mult diferită față de legislația din Republica Cehă, dar în același timp, scheletul sau structura, esența e aceeași. Dacă vrei să ai oameni buni, trebuie să-i prețuiești, dacă vrei să ai o afacere bună, trebuie să investești și cam așa. Restul sunt doar detalii și foarte, foarte, foarte multe detalii. Asta mi-a plăcut la Alex, că avea foarte multe exemple și s-a văzut clar că faptul că a lucrat în industria hotelieră pentru mult timp s-a văzut. El este un tip cu experiență de peste 16 ani în lumea barului. Ce este interesant la astfel de seminarii este faptul că majoritatea care vin acolo caută niște soluții concrete pentru problemele lor și pleacă ușor dezamăgiți de acolo când nu află răspunsul. Ok, ca să lămurim și aspectul acesta, nu este niciun curs în lumea asta care se potrivească exact pe ceea ce ai tu nevoie. Toate cursurile, seminariile sau trainingurile de genul acesta sunt făcute sau sunt structurate la modul per general. Dacă ai tu o situație anume acasă, la tine, în bar și vrei să o rezolvi, cred că cel mai bine ar fi să pui umărul la treabă. Nu are nimeni nicio soluție pentru tine decât tu. Sau în cel mai bun caz, poți să investești într-un serviciu de consultanță cu cineva precum Alex Timșa și atunci sigur se vor găsi soluții pentru ceea ce ai tu nevoie. Dar până atunci să nu te aștepți sau să nu vă așteptați de la un seminar de 5 ore să găsiți acolo
piatra filozofală, pentru că nu se întâmplă lucrul acesta, că trebuie să fii conștient și cine pleacă la drum la un astfel de seminar cu ideea aceasta o să plece foarte, foarte dezamăgit. Deci pe viitor, când mai mergeți la astfel de seminarii, gândiți-vă bine dacă totuși ar trebui să o faceți sau nu. Am avut ocazia să stau de vorbă personal și cu Alex, chiar i-am luat și un interviu. O să apară, cred eu, săptămâna viitoare pe blog, pentru că sunt alte postări în față care trebuie urcate. Dar dacă țineți aproape, o să postez pe pagina de Facebook, Arta de a fi barman, o să postez acolo interviul cu el. Și iarăși este un mesaj acolo foarte, foarte interesant și tare curios cum o să-l perceapă oamenii din România. Dar până atunci, urmăriți pagina lui Alex Timpșa, urmăriți pagina celor de la Joy Tenders, cărora vreau să le mulțumesc pe această cale pentru invitație și pentru ospitalitate. Și țineți aproape! Următorul eveniment la care am participat a fost competiția maraton organizată de către cei de la Pernod Ricard România, ce a avut loc pe 14 martie la Timișoara și vreau să spun că a fost poate unul dintre cele mai obositoare concursuri la care am asistat, unul dintre aceste motive fiind distanța foarte, foarte mare până la Timișoara, deci pe această cale vreau să mulțumesc primăriei Brașov sau Consiliului Local sau celor care se ocupă sau nu de crearea aeroportului de la Ghimbav. Să știți că faceți o treabă foarte bună, Nat, și sperăm în curând să avem și noi un aeroport decent, să putem să ne plimbăm, să ne deplasăm în țară, să nu mai facem 10 ore cu CFR-ul până la Timișoara. Mi se pare strigător la cer, în 10 ore faci ocolul pământului. Dar, na, trăim în România, așa se ne ocupă tot timpul, cum zicea cineva. Și haideți să ne întoarcem la concursul în sine, lăsând la o parte partea asta cu drumul care a fost foarte, foarte obositoare. Foarte mult la Timișoara. A fost pentru prima oară când am fost acolo. Mi-a plăcut foarte mult cum era amenajat orașul. Aș putea spune că prima oară, dar am zis că sunt în altă țară, nu sunt în România. Chiar foarte, foarte curat, foarte frumos, foarte îngrijit. Oamenii au fost foarte drăguți, cel puțin cei cu care noi am intrat în contact, pentru că nu am fost singur la concurs, a fost și colegul nostru din Brașov, Vlad Marinescu, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru tot efortul și pentru tot sprijinul pe care l-ai făcut, pentru că fără tine, Vlad, mai mult ca sigur, lucrurile ar fi fost mult mai grele și mult mai lente. Deci, încă o dată, cheers și mulțumesc tare mult pentru tot! Club Dark în Timișoara, în centru, în Piața Libertății sau Piața Timișoarei sau ceva, sunt trei piese, una după alta, nu mai știu exact cum. Dar dacă treceți prin Timișoara, faceți-le o vizită pentru că este un local foarte, foarte interesant și merită să trageți un ochi acolo. Competiția a durat undeva la vreo 8 sau 9 ore, dacă nu chiar mai bine, pentru că au fost 20 de participanți din toată țara, din orașe precum Galați, Cluj, București, Brașov, cam de prin toate colțurile țării, parte și din Iași a fost cineva, Constanța și așa mai departe. Și fiind foarte mulți, a durat foarte mult până am intrat fiecare și ne-am făcut rutina. Spectating, Solomon, Solomon, Paris. What am I saying? I get approached, they wanna know if I'm selling dope, but my EP's free, so the answer is nope. And Tiny's on the Lucozade, others end up on coke. I wanna laugh to the bank, but fame ain't a joke. And will I cope?
I cross that bridge when I come to it. I'm a boss because I take myself and run with it. It's mad to think how it started from one lyric. Go and hit my YouTube, all I need is one visit. Click my vid, you'll wish that you could unclick it. Cause now you're hooked, we've got business and it's unfinished. Yeah. And all my tunes are banging, I couldn't make one frigid. I'm a boss cause right now I feel I have to be. So many unemployed and that's a number growing gradually. Don't rely on this. Concursul a constat în două părți, o parte din semifinală în care trebuia să creezi un cocktail după o rețetă clasică IBA. Aveai de ales între 18 boturi, de fapt nu aveai de ales, trebuia să extragi dintr-un bol o rețetă din cele 18 și trebuia să o prezinți în fața jurului în două exemplare, în maxim 5 minute, adică trebuia să ai și un speech, trebuia să ai și tehnica, trebuia să ai toate bine puse la punct. Am avut noroc că am fost ultimul și am tras băutura Long Island și a fost super simplu pentru mine pentru că deja cunoșteam rețeta, cunoșteam povestea și aici pot să zic că este prima oară când am avut noroc pentru că am avut parte de mult noroc în acest concurs, tocmai de aceea am și reușit să câștig primul loc. Nu zic că nu l-am meritat, zic doar că am avut noroc și cam asta este cu competițiile. Uneori ai noroc, uneori nu ai, de aceea nicio competiție nu trebuie judecată după rezultate. Adică asta înseamnă că dacă eu am reușit și am luat primul loc, asta nu înseamnă că dacă și acum dăm același concurs, același probe, se va întâmpla la fel. Deci mare atenție când judecați un barman după o competiție. Pentru că ai fost cel mai bun doar în acea perioadă, în acele ore, în acele momente. Ai avut parte de noroc, la fel cum am avut și eu. Și cam asta este, dacă sunt convins că dacă mâine s-ar organiza altă competiție, la fel, cu același brand, cu același gin Beefeater, cu aceleași produse, aceleași cocktailuri, sunt convins că rezultatele ar fi altele. Tocmai pentru asta că sunt unii dintre noi care avem o zi bună sau sunt unii dintre noi care avem o zi mai puțin bună, chiar dacă suntem mai pregătiți decât alții sau nu. Cam asta este realitatea și asta este mediul competițional. Este obositor, este stresant, dar în final este și frumos, mai ales dacă te poți duce acasă cu un trofeu ca acesta și ai respectul colegilor tăi, pentru că toți știu ce înseamnă, cu toții știu ce înseamnă să participi la o competiție. Și pe calea aceasta vreau să invit cât mai mulți barman să participe la competițiile din România, pentru că nu aveți nimic de pierdut, ba din contră, câștigați orice efort îl depuneți pentru acel concurs. La fel și eu, dacă nu câștigam un premiu propriu zis, la fel rămâneam cu toată munca depusă în pregătirea acestui cocktail. Cocktailul meu din final a fost o reinterpretare după un Red Snapper, o băutură clasică. Am avut ca ingrediente gin Beefeater, am avut sirop Monin Hot Spicy, suc proaspăt de lămâie, suc de roșii proaspăt, cumpărate de la piață. Nu prea recomand să luați roșii sau legume care sunt în supermarketuri pentru că nu sunt cele mai gustoase. Am mai avut sare de Himalaya, piper chinezesc și enupăr. Ca și metodă am folosit metoda Rolit, am avut iarăși norocul să am parte de un Conga Shaker. O să pun mai jos un link cu videoul să vedeți acolo și rutina pentru cei care sunt interesați. Și pot să zic că am avut noroc că s-au aliniat toate planetele și am reușit să termin băutura în timp. Apropo de competiții, pentru mine este foarte, foarte important, la orice competiție mă duc, am două targeturi. Unu, să nu mă fac de râs. Asta este foarte important pentru mine și doi, să termin în timp. Mai departe, nu contează ce se întâmplă. Au fost și competiții la care am ieșit pe ultimul loc, dar nu este nicio problemă. Mai băgăm o fisă data viitoare și mai încercăm, vedem ce este. Ideea să nu vă lăsați bătuți, să nu vă lăsați descurajați, pentru că și eu la rândul meu, până să câștig premiul acesta, la ultimele concursuri, 3 sau 4 concursuri, am luat numai locul 3. Câteodată devine frustrant, câteodată nu, ideea este că trebuie să muncești mai mult și mai mult și mai mult până iese așa cum vrei tu. Dacă nu iese cum vrei tu, cum ai zis mai devreme, mai bagi o fisă, mai încerci odată, ideea să nu te dai bătut, cam,
cam despre asta este vorba. Practic este un mod prin care tu poți să-ți compari abilitățile și cunoștințele tale ca și barman cu cei mai buni barman din țară. Și încă o dată, orice loc ai avea, și acum fac referire strict la acest concurs maraton, au fost 20 de barmani aleși din 65. Deci numai faptul că ești acolo, ai fost selecționată printre cei mai buni 20 barmani din țară, ar trebui să însemne ceva pentru noi. Așa că mult succes pe mai departe tuturor concurenților. Mulțumim încă o dată organizatorilor Pernod Ricard România, mulțumim încă o dată juraților, legendelor Ionuț Frangulea, Sergiu Biri și Mihai Luca, mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce se întâmplă acolo pentru barman din România. Și dacă tot am vorbit de jurați, apropo, aseară a ieșit o postare nouă, un interviu cu Sergiu Biri și foarte, foarte savuros, așa că vă invit să-l vizionați. Pentru că iarăși o să vă dea foarte, foarte multe lucruri de gândit. Cel mai recent eveniment a fost seminarul Mary's Room de pe 20 martie, pe care l-am susținut la Ramada împreună cu alți 10 barman din țară. A fost un eveniment foarte, foarte frumos, foarte lung, foarte obositor. Cred că este cel mai lung seminar pe care l-am ținut și aici mă refer la numărul de ore încadrate într-o singură zi. Deci am început pe la 10 dimineața, de fapt pe la 9:30. Și am terminat pe la 6 seara, deci a fost foarte, foarte solicitant, dar în același timp a fost foarte, foarte fain. Am avut parte de niște oaspeți foarte de treabă, niște oaspeți pasionați, niște oaspeți interesați și mi-a plăcut foarte mult că deja au început să fie foarte mulți barman care vin din toate colțurile țării pentru a asista la seminarele și cursurile pe care le țin aici la Brașov și mă bucur foarte mult. Asta înseamnă că suntem în creștere și nu poate fi decât de bun augur, așa că pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor care au venit la curs, celor care au făcut efortul de a veni de la București, de la Mangalia, de la Timișoara, de la Focșani și chiar de aici din Brașov. Știu ce înseamnă un curs de asemenea învergură, știu ce costuri implică, știu ce înseamnă să vii Timea, știu ce înseamnă să vii 10 ore cu trenul. Încă o dată, cheers! Și, ce să zic, țineți-o tot așa, a fost o plăcere să vă am acolo alături și țineți aproape pentru că la sfârșitul lunii mai urmează un nou seminar mai interesant, aș spune eu, pentru că oricum vreau să le diversific puțin și vă aștept acolo număr cât mai mare, dar nu mai mare de 10 pentru că acesta este numărul grupei, nu vreau să o fac mai mare pentru că vreau să fie ceva cât mai calitativ. Și încă o dată mulțumesc tuturor ce m-au ajutat să fac posibil acest curs. Mulțumesc Ramada Brașov, mulțumesc partenerilor, sponsorilor, Heinrich Distribution, Tatra T 1883, Alba Lact, Lizar Distribution, PPD, Pernod Ricard, BDG, toți cei care mi-ați fost alături până acum, vă mulțumesc încă o dată. Și sperăm să putem păstra această colaborare și pe viitor pentru a putea face viața barmanilor puțin mai ușoară și, de ce nu, mai plăcută. Și un curs nou la Școala Brașoveană de Turism ieri. Așa că dacă sunteți din Brașov și vreți să sunteți la început de drum și vreți să faceți un curs de bar sau sunteți experimentați și vreți să vă mai dați un refresh la cunoștințele de bar, vă aștept cu mare drag la sediul Școlii Brașoveană de Turism din strada Nicolae Băcescu numărul 18. Încă mai este loc, încă mai este timp, puteți să veniți.
Și eu vă aștept cu mare drag acolo să împărtășim cât mai multe experiențe din lumea barului. Legat de activitatea barmanilor din România, zilele acestea la Brașov a avut loc un seminar, de fapt un triplu seminar organizat de Paul Sfârlea pentru Diageo Bar Academy, Diageo Bar Academy fiind o nouă școală pentru barman ce se va deschide curând la București, iar Paul Sfârlea va fi cel care va ține frâiele acestei școli și sunt convins că vor ieși foarte, foarte multe lucruri frumoase din mâna lui, așa că dacă sunteți pe la Brașov, veniți să-l vedeți, scrieți-i pe Facebook, vedeți cum puteți să intra în contact cu el și cum puteți lua legătura să puteți participa la seminariile lui. Vineri știu că este în Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe mereu a fost așa un oraș mai vitregit, dar de data aceasta cei de la PPD s-au gândit și la ei. Așadar, vineri la ora 11 la Passion sau Fashion Cafe, cred că Fashion Cafe, are loc un seminar susținut de Paul Sfârlea pentru Diageo Bar Academy. Dacă sunteți pe acolo prin zonă, neapărat să mergeți și să-l cunoașteți pe Paul, pentru că este un tip foarte, foarte energic și cu siguranță are foarte multe lucruri de povestit. Iar dacă mai aveți timp și vreți să mai aflați lucruri noi, nu uitați, am mai postat câteva articole pe blogul personal Bardom. Intrați pe www.bardom.ro, secțiunea blog și o să vedeți ultimele două articole, cel despre anomaliile apei și interviul despre care v-am povestit mai devreme cu Sergiu Biriș. Și nu uitați să vă luați încă o dată, să vă luați popcorn pentru că este foarte, foarte savuros. Cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc foarte mult că ați avut răbdarea să mă ascultați. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un share sau chiar un subscribe. Doar așa putem fi mai aproape unii de ceilalți. Până data viitoare, toate cele bune și salutări! Pa, pa!